Centrul administrat de o fundație româno-olandeză non-profit acasă derulează de aproape 10 luni o investiție în valoare de aproximativ 1 milion de euro, investiție în urma căreia acolo ar urma să se înființeze un departament pentru copii cu spații de terapie și de cazare pentru cei mici. Lucrările sunt finanțate din fonduri asigurate integral din donații venite de la binefăcători străini, în special olandezi, fără nicio contribuție din partea statului român. Chiar dacă nu dă niciun leu, statul român cere în schimb o sumă impresionantă, și anume 240.000 de euro, adică TVA-ul aferent acestei investiții. Situația aberantă i-a fost prezentată ieri ministrului Liviu Marian Pop, prezent la Zalău, de către managerul centrului Leontin Băpsan. Noi ne-am dezvoltat din donații. Avem o unitate medicală cu peste 7.000 de metri pătrați deja. Avem construite două case pentru copii. Administrăm două centre sociale. Iar în acest moment, pentru că am dorit să ne dezvoltăm, noi nu primim bani de la stat, pentru că acel parteneriat public-privat este din nou o poveste frumoasă, dar care nu se simte în plan real, astfel încât la o investiție care depășește 1 milion de euro, vom fi obligați să plătim statului român ca și TVA, faceți dumneavoastră 240.000 de euro. Eu n-am cum să justific această atitudine finanțatorului străin. Chiar dacă sunt fonduri ale Uniunii Europene, vin din surse private, fără niciun interes economic și nu există, sau la acest moment n-am identificat, solicitând Ministerului Finanțelor, tuturor organismelor pe care cred că pot să aibă o atitudine din acest punct de vedere, nu s-a găsit soluție. Deci, practic, finanțatorul îmi plătește investiția în sine, iar eu sunt obligat să găsesc fonduri ca să dau, să-mi plătesc TVA-ul și celelalte fiscalități, autorizații și așa mai departe, statului român, în condițiile în care sunt bani din sponsorizări. Statul nu dă pentru dezvoltarea ONG-urilor nimic, iar atunci când noi reușim să aducem resurse, ni se ia. Clădirea care se construiește în imediată apropiere a actualului centru va avea o suprafață totală de 2000 de metri pătrați și va putea găzdui zilnic la terapie 75 de copii, incluzând și spații de cazare pentru pacienții veniți din alte localități. Investiția va fi gata în aproximativ 3 luni, susține Băpsan, și ea era absolut necesară, întrucât cererea pentru centrul de recuperare de la Zalău este atât de mare încât timpul de așteptare la capacitatea de acum a atins recordul de 2 ani și 7 luni, iar în cazul copiilor, cel puțin o astfel de perioadă de așteptare poate zădărnici orice efort de recuperare.